Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Începem ca intelectualii. Cu un ceai. Da, nu? Sper, mă rog, rezervă. Cartea de memorie a prințului Harry a intrat în Guinness World Records, în cartea recordurilor. Este cel mai rapid vândută carte sau cea mai rapid vândută carte? Cel mai rapid. E cartea vândută foarte repede. Da. Cartea vândută cel mai repede din toate timpurile. Non-ficțiune, înțeleg. Și în România. Da, non-ficțiune. La doar o zi după lansare, editura, mă rog, nu știu dacă non-ficțiune, urmează să o citesc. La noi, editura Nemira a epuizat întregul tiraj de 15.000 de exemplare. Într-o zi, practic, în 48 de ore, 15.000 de exemplare. Asta e un tiraj uriaș pentru țara noastră. Prin comparație, Marea Britanie, Statele Unite și Canada, cartea, au fost vândute aproape 1,5 milioane de exemplare în prima zi. Suntem mândri că o piesă a ajuns și la noi, că am văzut pe George pe Facebook că și-a luat cartea. Da, am și una acasă. O șterg de praf în fiecare zi. M-a apucat de ea. Și? Așa? Și pare interesantă, doar că e scrisă mic. V-am mai zis. E scrisă foarte... Trebuie să-mi pun și ochelarii anul ăsta. O citesc cu lupa de la telefon. Nu cred. Ia-ți audiobook. Unde ai ajuns? La pagina a treia. Da, undeva pe acolo. E greu să citești cu telefonul. Prima pagina aia pe care se scriu dedicații. Am trecut peste ea. Nu s-a dus de acolo. Am trecut. Practic, de unde începe cartea? Da, capitolul 1. Da. E pare interesantă, cel puțin până aici. Serios? Da. Doamne, în primele trei pagini ei s-au deschis niște orizonturi largi. Eu ne-a citit-o în 2 zile jumate. Da, da. A rupt-o. Ionea e și mai tânără și n-are nevoie de ochelari ca mine. Ca să zic așa. Pună pe gânduri. Pe mine? Da. Sau pe cine? De ce? Pe tine, da. Te citește prea mult în 2 zile, adică să n-ai dus-o și tu în oraș, plimbați-vă. A stat fixă în fotoliu, a fost ok, m-a jucat, de-a rupt PlayStation-ul. Am avut și tu un weekend liber. A fost liniște în casă. La mine, apropo de citită, la micul e fiert pe lecturi, Radu. Da. Și... Îi place să citească? Nu. Și așa. Mi-a povestit tata, ieri tata-l mai aia de la școală. Și zice, bă, am vorbit cu Fitu și l-am întrebat pe drum, măi, Radule, tu ce mai citești? Zice, Tom Sawyer. Bun. Tare. Zice, păi, zice, dar de când a început școala, tot Tom Sawyer citești. De vreo 2 luni jumate ești la Tom Sawyer. Da, zice, că am mai avut și alte proiecte. Zice el la micu. Zice Radu, da. Treabă și na. Mai zi o dată, în ce clasă e? A treia. Ești sigur? Da. Okay. Și zici, da, îți place? Da, e foarte interesantă. Zice, da, m-am și hotărât când o termin, că nu mai am mult. Da. Vreau să citesc și Huckleberry Finn. Aventurile lui Huckleberry Finn, da. Și tata zice, da, că erau prieteni. Da, zice, foarte bun prieten și sunt sigur că aia o să meargă mai bine. Și tata zice, da, de ce? Adică, ce legătură are? Păi zice, tocmai pentru că erau nedespărțiți, sunt sigur că multe capitole o să se repete. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.